această clădire, nici cu repex, nici cu actorii, nici cu forme sau stiluri. Esența teatrului se află într-o formă de mister numit clipa de față. Viața de aici are o dimensiune esențială, Dumnezeu, una iluminatorie, arta, și una definitiv pierdută, traiul de zi cu zi. De fapt, o parte din viață se termină acolo unde începe spectacolul. În memoria victimelor de la clubul colectiv, vă vom propune un scurt moment de reculegere. Bun venit la Noaptea Alba Teatrului Studențesc din cadrul festivalului Unifest 2015. Avem onoarea de a vă prezenta o serie de momente inedite ce înglobează diferite forme ale spectacolului. De la monolog la poezie, de la prima formă de improvizație, comedia de la arte, până la ceea ce numim astăzi Teatru Sport. Ediția de anul acesta încurajează consumul de teatru. Nu dăunează grav sănătății tale sau a prietenilor tăi. Studenții anului 2 actorie de la Universitatea de Arte George Enescu vor sparge gheața pe scena Casei de Cultură a Studenților cu un moment artistic ce datează încă din secolul XVI. Prea fericita și trista comedia îndrăgostiților napoletani din prea frumosul oraș sicilian Ragusa. Interpretează Alexandra Diaconița, Andreea Dari, Iberiu Rusu, Diana Maria Costa, Caterina Victoria Matei, Tudor Puriuț, Dumitria Matrețu, Andra Larisa Dobrovan, Răzvan Chirilă și Mihai Aflaru. Și setați-vă telefonul pe silent. Vizionare plăcută!
Toddano e Rosa! Rosaura qui? Dove è Rosaura, mio amore? Tu sei Rosaura! No, Rosaura non è superbo, da noi è Rosaura! E questo mai cavolo! Che fumato mia Rosaura! Un dei essere tre, mi essere di sociale! Non hai forse ti la scusa, già sto stando! Aida? Rosaura? Acum o niciodată, Rosaura, îți voi mărturisi chinurile la care sunt supus din cauza dragostei pe care te purchie, frumoasa mea, Rosaura! Hai să vin aici, Rosaura! Mă ține, aude! Rosaura, ce? Să fie frumos! S-a părut! Rosaura, iubita mea, îți voi lăsa aici această scrisoare de la mine, e un fantastic odătore de la Buza, în care îți mărturisesc dragostea mea nemărginită. Rosaura, vin la tine acum, iubita mea, Rosaura! Da, na, 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 na
Ce-i asta? Ce-i asta? Stimată domnitoare, păstrerea mea pe taie de multă vreme, și niciodată n-am avut rapul să vă mărturisesc. Vă iubesc! Sunteți motivul pentru care am orul acest doamne liniștesc de pe mai bine de 2 săptămâni. Stop!
mai inocentă, simțea mai luminoasă, se simte poate da fel, dar se zice că ești atât de tristă fără ea. De-abia tinori am venit la dumneavoastră pentru a vă cere binecuvântarea ca să-i cer mâna. Oh, cum să-i cer mâna? Rozaura, acum vă ascult, tinori. Care, Rozaura? Fica dumneavoastră, tinori. Ce-i cu fica mea? Sunt îndrăgostit de ea, acum vă ascult. De cine? Thank you.
Genială! Genială, studi, signora! Ce? Fatală! Fatală, studi, signora! Ce? Mirobolantă! Mirobolantă! Aia mea, chinul ăla sunt în cecările! Ioră, eroia, spune-mi tu acum, cu cine te întâlnești? Nimeni, mamă! Un vechi prieten din o veche de ziuna, pe care am vizitat-o cu școala. Cu școala, atunci, când eram mic, și am vizitat toate cele știi în Ragusa. 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 Da. De ce ești până să mă anunțe la? Puntualitatea, signore, rapiditatea! Haideți, signore! Mai rog! De o fi
Colombiera, chi vin tine aici? Tu! Păi ține cu tine! Tu mi-ai furat-o pe Colombina! Colombina! Domnule, acum am înțeles. Dumneata ai trimis scrisoare signorei Rosau. Si! Ei, era răspunsul lor pentru a trebui, nu? Răspuns! Pătruns sunt uns! Da, signori, dumneata ai primit mesaj să vin din seara pe acetă? Fii! Era răspunsul meu pentru a trebui, nu? Mi-a spus pătruns sunt uns! Pătruns! Da! Deci cât ai dus scrisoarea de la mine, Colombia? Amore, pentru că am găsit scrisoarea acolo unde numai tu l-ai scris-o. Inima te cere, ochii te doresc, gura te sărută, iar eu te iubesc. Mai, dar mi-ai știut ce frumătă-i prunea! Colombina mea! Stai departe de mine! Păi, Colombina, dar eu te iubesc, Colombina! Te iubesc! Te și? Iubesc. Jur! Ne. Popo, 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 popo,
Dar pentru tine, Bartolomeo Gorgonzola este cea mai bună alegere. Da, eu sunt. Bartolomeo Gorgonzola, viitorul ei soț, iar ea nu-l vrea, îl refuză! Îl refuză? Dar de ce? Păi uite-te la el ce... ce... Păi uite-te la Tura aia! Ladies and
Thank you.
și semnele astea. Uneori chiar ne dorim să le vedem, signora.
zâmbesc, să zâmbesc și să închin ușor capul în semn de salut. Obligator, salut, trebuie mereu însoțit. Dar apoi m-am uitat în ochii ei
Și mi-am dat seama că ea se făcuse deja. Adevărul e că fata handicapată nu era chiar atât de handicapată. Era handicapată, că așa am zis eu, handicapată. Că m-a enervat într-o zi și a spus, tu handicapată! Și am promis că nu o să mai spun niciodată handicapată. Niciodată, niciodată handicapată. Dar handicapată așa a făcut. A mers la tata și a zis, Gabriel m-a făcut handicapată. Tata m-a întrebat. De ce ai făcut-o, mă, handicapată? Eu? Eu am făcut-o handicapată. Masa, masa a făcut-o handicapată. Doamna, mama e! Atunci să vezi bătaie de la tata. Acolo! Ah, acolo! Poezie! Acolo note muzicale. Doamna cântă la pian? Am încercat să-l învețe și pe mine, dar... Asta și că ar fi trebuit să mă ajute să... uit. Să ne țin bol. Cum poți uita? Super! Super eroul care ți-a marcat copilărie. De ce uitați așa? M-am povestit? Tatăl meu. Tatăl meu este un super erou. Super putere. Fiecare seară când ajunge acasă, își am un cămin de haină pe un scaun. Și suflete unice de mă și... Bea din poțină magică și colorează ochii mame în mor! Iar în seamă... Bine.
l-aș numi? Arzătoare! Studenților electroniști, ne vor încânta cu o parodie închinată studenților restanțieri. În această seară se prezintă la examen restanțierii Adrian Dascălu, Cosmin Bujoreanu, Silviu Dulcescu, Gianina Gheorghian, Mihnea Robert Bogdan, Mădălina Țibucanu, Gabriel Mucileanu, Ștefan Alexa, Ovidiu Barat și Tarcan Iulian. Rămâneți alături de noi după acest moment. Urmează un spectacol de teatru dans și un colaj de poezie. Bună seara! În această seară vă vom prezenta anumite situații delicate din sesiunea studenților ieșe. Primul element din această seară vine de la Facultatea de Chimie. Vă rugăm să o întâmpinați cu aplauze pe Sodiu Mădălina! Bună ziua, domn profesor! Iar, da, din păcat. Da. Hai, amestecă substanțe, te rog. Bună, gluma asta să nu mai faci. Hai, nu fii pe pnești și prezintă-mi.
Bună seara, domn profesor. De la ultima discuție pe care am avut-o cu dumneavoastră, am fost și eu pe la magazine și mi-am cumpărat un calculator high-end, procesor hardcore. Duce până în 3,5 lei la Kaufman. Cu jucăria asta tehnologică am spart setele la serie. De ce minți mai mult? Ăla, serios, la 3,5 lei? Dintr-o dată telefonul profesorului începe să sune. Ce gând pe la noi?
Scrie aici, în numele. Bă, prenume. În grupă. Da. Nu, nu, să stai bine aici. Da. Ai trecut. Da, da, da. Mulțumesc că ai venit. Studenta noastră este dezamăgită, deoarece s-a pregătit 2 săptămâni pentru examen, 2-3 zile pentru copiat, dar colat peste cupă zără înainte de a ieși din scenă, i-a căzut fițuicile. Haideți, domn profesor, lăsați-l. El este studentul de la Facultatea de Istorie și știți, timpul este limitat la el. Hai, hai, spune-mi, ce vrei? Am învățat ceva din istoria dacilor. Da, spune-mi. Vreți cum jurau daci? Cum? Păi nu jurau, nu exista mult pe atunci. Da, tu știi că soția mea e din copastă? Știi că... Da, omul de acolo... Dar tot nu-i vorba. Știți cum se cheau unii la șed? Nu, cum? Cum sunt? Hai, serios, nu te vine cu din loc? Serios, vii cu bancul la mine? Hai, lăsați, lăsați, hai, gata, 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 hai, lăsați, gata. Lista noastră continuă cu studentul Fănel Piuliță, de la Facultatea de Mecanică. Bă, unde ce ești? Ești când noastră mea de pe aici? Lasă, îți explic eu mai puțin. Domn profesor, m-am uitat pe semaitul facultății și am văzut că am examen astăzi, la dumneavoastră. Da. Hai, hai, dar hai să vedem o activitate ta în timpul anului, știi? Aoleu, vă luați de trecutul meu! Nu sunt la poliția, nu verificați ieri, dar prezența la curs, da? Domnul Fănel, da? Da. Deci, la mine la curs ai 3 prezenți. Bun. La laborator, de câte văd, ai 2+. Da. Dar la ultimul laborator, ai minus 10 kg de cup. Și vorbim, adică e ok. Domnul profesor, dar nu plec până acolo, dați-mi pe o jantă de aluminiu, ceva. Hai, înțelegi, net, adică nu. Ce? Domnul profesor, vă spun ce. Acestea au fost momente inspirate din viața reală a studenților ieșeni. Vă rog să nu faceți ca ei. Vă mulțumim pentru... Și nostalgie. Flamenco este o armonie întreținută, ritm și singurătate. Este un studiu al artei senzualității și seducției. Studentele anului 3 de la Facultatea de Teatru
vă vor prezenta un moment de teatru dans. Oana Cristina Blănaru și Bianca Georgiana Ciubotariu. Atenție! După acest moment va intra un moment de improvizație și un colaj de poezie. Thank you.
Teatrul sport este o formă de teatru în care se folosesc tehnici de improvizație teatrală pentru a crea dialoguri, scene sau povestiri, propunând o relație interactivă cu publicul. Inginerul Gabriel va face legătura termică între dumneavoastră și actori. Îi invităm în scenă pe Corina Oprea, Darie Alina, Mădălina Gomei, Zenaida Voiculeț, Luana Ștefana Marică, Robert Sandu, Alexandru Florișteanu, Răzvana Niculaese, Alexandru Dragomir, Bogdan Tăriță și Ovidiu Stângaciu. Bună seara! În continuarea programului avem trei jocuri de improvizație. Primul dintre ele este intitulat Bună, ce faci? Iar pe rând vor ieși câte un voluntar în față. El va face o acțiune și va trebui să mintă în legătură cu acțiunea pe care o realizează. Iar un partener de-al lui va veni și va prelua minciuna spusă de acesta și o va transmite mai departe. Bună, ce faci? Recit o poezie. Bună, ce faci? Bună, ce faci? Bună, ce faci? Stau cu limba afară. Bună, ce faci? Bună, ce faci? Bună, ce faci? Cel de-al doilea joc se numește televizorul și vom avea nevoie de 4 voluntari care vor reprezenta posturi TV și de un voluntar care va fi telecomandă. Pentru cele 4 posturi TV avem nevoie de propuneri din partea voastră. Avem taraf și sport în proză. Avem nevoie și de un subiect comun.
plăcut acest joc, îl vom mai face încă o dată, dar de aceea, de data asta, vom avea alți voluntari și alte telecomandă, alte posturi TV. Aștept propuneri. Bătăreți-vă că voi doi este piste. Bine. Nu am atâta. Ce să-mi
Sinuța? Laura. Laura? Du mașina de parcare, măi, e jelos! Hai mă, mai aveți? Aici mai Cyrus face pe cap... ca... capra la înjunghiere. Și-a schimbat practic religia și au zis că... Na, uite asta de aici îi face o poză cu Nicol, aparat acolo. Cel mai bine. Domnul Cyrus, nu fii uimită, stai că nu. Nu mai aproape. Mai aproape. Ea este uimită pentru că, practic, îi se vede o parte din sânul stâng și... N-am mai văzut așa ceva. Și ăla a zis că ar plânca, ați văzut maimuțe? Mai că nu vorbește, este o maimuță de-asta, mai mult, așa știți voi. Și asta este semnul păcii, în sensul în care... să plece acasă. Atât.
Bendeac! 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 Cum ați auzit, nu? Care e cu Celentano? Așa, Bendeac fiind un mare stand-up comedian și actor și cântăreț, după cum l-ați văzut pe Facebook. La plătea inimii mele. Dansează Daniela. Ok. Așa. Sunteți gata? Bă, tată, bă, dar prea repede. Oh. Asta este scena când Bendeac a fost prima dată la femei de companie. La doamne de companie. Toate, după cum vedeți, sunt frumoase, bine, mersi. Bendeac sunt, practic, stă într-o poziție ok, sănătoasă, din picioare. Nu fac probleme, n-are probleme la purtă. Aici este momentul în care Bendeac s-a dus la 16 ani pentru prima dată la distracție. Maica s-a lăsat în buzunar cu 70 de lei. Se plictisea acasă, bă, ce să fac, ce să fac. A, hai să merg și eu. Și-au luat prietenii și-au intrat și a văzut cum era treaba. Toate erau în vârstă. Mai babe, fără dinți. De la 70 în sus. Acum, Bendeac fiind fată mare, află și el cum e pentru prima dată să se distreze cu niște ladies. And gentlemen. Next. Ladies and gentlemen. Bendeac nu este gay. Țineți minte. Deci nu este gay. Părerea mea, cu a fiecare... Mitos! Da. Sunteți gata, mă? Băi, toate! Hai să vă zic o poveste. De unde este imaginea asta? Asta a fost prinsă de un paparazzi cu vreo 7-8 ani. Bendeac venea de la o piesă de teatru și s-a oprit pe undeva cu mașina, practic, avea probleme cu stomac, burta mâncase mult de la mama de acasă, știți voi, fasolică este ce trebuie. Negăsind, practic, un loc unde se oprească în București, știți cum e traficul și alea, s-a dat jos din mașină și a luat o pungă, ce avea o folie de aia de hârtie, știți voi. Așa, și-a pus-o la fund și numai că nu prea a liberit, dar stropit tot în mașină. Frumos, s-a dus acasă. După cum vedeți, tronul este mai uman, așa, plăcut. Acolo din spate este o tanti care l-a văzut, i-a plăcut fundul lui Bendeac, dar nu prea a plăcut faza cu culoare. Și acolo domnișoarele care ar fi trebuit să facă poze în momentul lui, ar fi fost niște paparații, nu prea le-au scăpat camera pe jos. Unde băi camera? Să țin de nas, știi? Hai că vă place nebunilor? Care era cu mâna pe fundul lui, mă? O știți pe aia cu aluminiac, cu canela în cap, ai sufletul tău în cap, Doamne, la plătirea inimii mele, dar de-a doară, maica mea, toate frumusețe să vine, mă te trupem tu ea, tana, taralala, să te audă tarabane cu ritmul oriental. What? Aici, cum îl chemam pe ăla, Iron Ocescu. Aici, domnul Bendeac, în 2012, s-a dus să facă Scandalberg cu Iron Ocescu. Știți momentul în care a dat 500 de oameni la Scandalberg? Așa, nu știu care dintre ei, el este Bendeac, Ocescu era negru, din câte mi-aduc aminte. Numai, că n-ai treabă cu mușchi. Aici domnul Becali, tu, Bendeac, se ține de șolduri. Mai jos. Așa. Practic, îl dorea fix în fund, de ce îi spunea domnul Iron Ocescu. Și acolo paparazzi face poze, ăsta este un super fan de-al lui Ocescu. Îl vedeți cât de slab e, ce n-are nimic. Na, cam atât.
Vă când vedeți, respectăm că m-am mișcat pe mult. Dar... înțelegerea realității. O vânzoleală a contrariilor renascentiste mă poartă zi
mamelor fierbinți. Am început să mă apropii de ceva pentru care trebuie să inventez o altă limbă. Nu, nu mi-e teamă. Doar că înfloresc pe geamuri, în ger. Mi se fâlfâie! Mi se fâlfâie toți criticii care se hrănesc din poezia mea fără să plătească o minimă taxă de intrare! Mi se fâlfâie de toți cei care mă plătesc azi pentru ce a fost atunci! Mi se fâlfâie de toți tinerii care vor să mănânce din poezia mea fără să plătească! Mi se fâlfâie! Stau în bătaia vântului cu fața, nu cu spatele! Mi se fâlfâie de toți proștii și de toți deștepții care m-au făcut într-o singură mișcare sexuală nevăzută! Mi se fâlfâie! Colindă tu în spațiul îngust al poeziei! Forțează tu limita ei! Eu, azvârlită brutală într-o numire ală, mi-a zvârl masca de pe față, mușc mâna care mă protejește, spulber pacea rece a ființei mele și mă arunc în propria groapă ca într-un loc străin de neconceput. Revin-o tu la jocul pur și abstract. Eu strig, strig, rătăcindu-mă și îndepărtându-mă tot mai mult de poezie ca de un lanț mult prea strânt. Libertate? Care este partea cea mai rea a discursului meu? Că spun că sufăr? Nu sufăr, bufăr. Și care este partea cea mai supărătoare a discursului meu? Că spun că sunt singură. Nu sunt singură, sunt lingură. Și care este menirea mea? Să nasc pe stradă și prin păduri virgine în sânge, fără moașe și medici cu instrumentar primitiv, sărac și plin de ură, sufocată de virus și în centrul lor bacilul coș să troneze ca un rege nepăsător și rece. Să mor. Ca plantele, ca animalele, ca insectele, ca florile. Sunt un anghel de cea mai joasă speță. Îmi stă capul numai la bani și la un anumit fel de amor căruia nu-i pot da de cap. Nici femeiesc, nici bărbătesc, nici omenesc, nici animalcesc, nici acum, nici atunci, nici acolo, nici dincolo. Stau pe bani ca pe jarul că urește jarul carnea. Și stau pe amor ca prin cala albun. Transformare de sine. Când stau pe amor, mi se urcă la cap un singur cap. Un cap nu mai încape capul. Ce să mă fac un cap de neîncăput? Să-l fac să încape în cap? În cap am și bani! Atât de mulți încât arunc cu ei până să umplu străzile de praf. Sunt praf de bani! Sunt în amor cu lupta, cea mai precisă ce cade ca un trăsăt peste capul meu, în care nu mai încape decât noaptea. Arunc cu bani pe străzile pline de întuneric, până se găuresc străzi, până când amorul se plimbă în carne și oase pe străzi, cu carnea slăbită și oasele sfărâmate. Stau la pândă și privesc cu ochi fixi din întuneric cum amorul și banii se pierd odată cu venirea zorilor în ceață. La ce bun să mai povestești povești când fiecare cuvânt e o poveste în... Dacă fiecare cuvânt e o poveste și fiecare întâlnire dintre două cuvinte e o poveste nouă, înseamnă că atunci când
întâlnesc atunci când se ciondăresc, când se ciuruiesc, când se ciuruiesc două cuvinte. Două cuvinte. Care se întâlnesc. Sunt împreună trei povești. Adunate cu doi oameni, care sunt două povești nespuse, adunate cu povestea care se spune mai departe, dau împreună o nouă poveste, ceea ce înseamnă șapte povești, șapte povești nespuse frumoase, șapte povești despre întâlnire și despărțire, despre timp și spațiu, despre viață și moarte, despre așteptare și despre puterea cuvântului. Șapte povești născute din întâlnirea a două cuvinte. Nu! Omul cel rău nu merită atâtea povești frumoase. Nu e de mirare de altfel că de la o vreme cuvintele se întâlnesc singure în afara omului ca spus, ca să spună povești. Povestind poveștile în sine ale cuvântului. Cuvintele povestesc de o vreme povești pentru cuvinte. Pentru cuvintele născute din om, de care au fugit de om. Numai cuvintele mai știu să asculte astăzi povești. Numai cuvintele mai pot înlocui astăzi omul. Numai cuvântul om mai poate înlocui astăzi omul. Niciodată n-am să te pot iubi altfel decât așa. Deasupra tuturor lucrurilor. Viețile noastre se pierd timpuriu. Ca o rană adâncă se vindecă. Florile noastre sunt vii. Se pierd pe mari înălțimi. Ca niște cruci de lemn pierd. Niciodată n-am să pot iubi altfel decât așa. Deasupra tuturor lucrurilor. Ministerului Tineretului și Sportului, DIKIS, StudPass, Sky City și City Spin. Organizatorii acestui eveniment vă propun un lucru mic. Dacă v-a plăcut de noi, spuneți-le și celorlalți. Dacă nu, spuneți-ne doar nouă. În aplauzele dumneavoastră, în această seară, au urcat pe scenă Alexandra Diaconița, Diana Maria Costea, Caterina Victoria Matei, Tudor Burbuz, Dumitriana Crețu, Andra Larisa Gorbovan, Răzvan Chirilă, Mihaia Floare, Tudor Nicorici, Adrian Dascălu, Cosmin Bujoran, Silviu Dulcescu, Gianina Gheorghean, Mihnea Bogdan,
Lucileanu, Ștefan Alexa, Ovidiu Barat, Tarcan Iulian, Oana Cristina Plenaru, Bianca Georgiana Cibocariu, Corina Oprea, Darie Alina, Mădălina Gomei, Zenaida Voiculeț, Ioana Ștefana Marică, Robert Sandu, Alexandru Florișteanu, Răzvana Niclese, Alexandru Dragomir, Bogdan Mărâță, Ovidiu Stângaciu, voluntarii Ana Maria Găucan, Mircea Petrici și garda dumneavoastră din această seară, Irina Elena Frunză. Alice Moisel. Vă mulțumim pentru prezență și vă așteptăm la urmă.